Salutare dragi prieteni și bun venit la Gameplay Games. Astăzi ne vom juca Hitman. Mai întâi, începem cu începutul. Am făcut un overclock la placa video. Am dus-o la 1 GHz. Am mai făcut un overclock și la procesor. L-am dus la 4,2 pe frecvența turbo. Totul fiind cooler stock. Acum începem cu jocul. L-am mai terminat odată și l-am văzut din nou pe un anumit tracker și am zis hai să mai facem un gameplay și cu el să ne mai jucăm. Jocul este superb. Agentul 47 este superb și el. Este foarte bine redat de către actorii vocali și tot textul sau povestea este foarte bine scrisă. Este, pot să spun, un film. Deci este exact ca un film, numai că poți să participi și tu în el. Optimizarea jocului este un pic cam slabă, având în vedere că jocul a apărut acum vreo un an și ceva, doi. Nici acum, în zilele de azi, cu driverle care suntem la curent, nu fac față cu brio acestui joc. Grafica e destul de bună, o știm cu toții. Îl joc la cel mai greu. Nu știu care era, ia să vedem dacă e pe aici, putem să ne uităm. Camera nu, difficulty, la purist joc. Adică nu mă ajută cu nimic, niciun ajutor n-am, nici chiar acel al șaselea simț, care îl știți și voi. Am 60 de frame-uri. La totul la maxim. Custom, aici am lăsat la 4x din 16. Niciodată nu dau mai mult de 4. La SSA-o las la high atunci. Și totul e cam la maxim. Și am 40-50 de frame-uri. Cam slăbuț pentru placa video care o am. În misiunea asta trebuie să omorăm un cretin. Și ia să începem cu asta. Aoleu, băi, dă-i. Poc, ai căzut. Ia să ne deghiză. Băi, dar nu se poate. E foarte greu pe dificultatea asta. Nici nu poți ști ce te așteaptă. Nu-ți mai arată nici în drumările cum ți le arăta când apăsai pe butonul ăla de al șaselea simț, ți-a arătat ce trebuie să faci, unde trebuie să te duci, obiectivul pe ăla care trebuie să-l omori, pe ăla care nu trebuie să-l omori. Aici te duci totul după urechi. Dar, ia să vedem. Fac. Băi, hai mă, fugi, mă, ascunde-te în tomberon. Tomberonistule. A? Dacă îi dăm pe al șaselea simț, nimic. Să faci un pic mai greu totul, dar nimic. Ia? Băi, fraieri, băi, Lucky. Lucky sportiv. Nașpa că mecanica de joc n-au putut să introducă chestia asta, să poți să tragi când ești ascuns. Nu înțeleg de ce n-au introdus, că nu cred că era chiar așa greu. Ia să ne deghijăm. Cu J, nu cu Z. Luăm pe fraier, îl cărăm. Hai mă, vină. Sper să nu vină. Opa, băgăm. Nu. Hai, ia la mașină. Nu. Foarte mi-a plăcut la jocul ăsta că se bazează mai mult pe stealth. Foarte mult să primești și puncte în plus. Primești multe, dacă știi să te joci. Bă, suntem prieteni, mă. Bine, nu mai suntem. O, da, bine, mă, hai că te bat dacă vrei. Unde-l băgăm pe ăsta? Lăsăm aici, cum ar fi față de prost. Ești prost.
Avem și o bombă. Mergem și noi un pic, creăm o diversiune. Băi, sincer, momentan nu știu ce să cred. Placa video mi arată că are... Oh, frumos! Cam 54 de frame-uri, dar... Mirilis se înregistrează cu 30. Așa l-am setat eu, ca să n-aibă... de-asta o... mărimi prea mari clipul. Și așa că un clip de jumătate de oră are în jur de 100 de giga. Bă, dar unde tragi, mă, cretinule? Bă, dar ăștia știu că... Ne. Dar de unde mă ta știi, mă, că eu eram, mă? Mă enervează jocul ăsta. Nici nu pot să ascult eu acum, pentru că ar interveni o interferență între sunetul de la joc și ceea ce vorbesc eu cu voi. Vreau să fie totul cât se poate de curat. Ne scăutăm pe gunoi. Nimic. Tom Baron obișnuit. Hai, nu ne mai jucăm. Trecem la treabă. Undeva la 60 de frame-uri e ok, zic eu, dar nu prea. Oricum, aspectul lui e foarte, foarte plăcut. Se vede foarte bine. Mă enervează aglomerația asta. Dați-vă, mă, băi, mă enervează că nu pot să-i bat pe ăștia. Nu pot să-i bat, nu? Nu, mă, dă-i, mă, drumul, ieși, fă, te-ngă tu, mă. Bă, și acum mă urmărești poliția din cauza lui vaca aia. Bine, mă predau, hai, te rog, prinde-mă. Ups, dar nu pot să mă prind. Pac, 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 pac. Mori, morții, mătii. Băi, dar ăștia sunt ca ouăule. Imediat vin. De ce analogie am făcut și eu sunt ca ouăule. Acum mănâncă mâna. De unde ajungem aici? Bă, tu te piși. Pă bunii. Ești nesimțit, frate. Băi, eu sunt asasin cum a bătut un boschet că... Trebuie să le iau încet. Cu... Tâmpenia mea de cablu. Am 61 de grade. Deci, să vedeți culmea culmilor. Placa e folosită 90%, 91%, 92%. E folosit din ea. Și din procesor, nu-i folosit mult procesor. Dar culmea e că sunt aceleași frame-uri. Adică mai mult de atâta nu... Ne vine cretinul ăsta? Nu vine. N-a văzut. Ora a văzut. Băi, dar nu pot și să mă spun. Și am zis, hey, sir. Sunt un bulangiu, văzut? Sunt bulangiu, domnule, sunt bulangiu. Mă uit aici, da. Și se uită la lucrarea mea. Băi, bulangiule. Bă, ce mă, n-am voie să mă uit, că ești poliția, ce să-mi dăm? Ce-i? Bă, dar urât mai ești, mă? Nu vreau să mă uit în ochii, ești urât. Ești urât ca măta, ca măta. Băi, cum să ajung eu, mă, în zona aia? Bă, dar dacă nu vă omor, mă, cac pe voi. Ia vină, mă, încă. Ia vină, mă, încă, răule. Bă, că e rău. Fuck. Mai ești rău? Nu. Ia sigur. Bă, da, hai că mă seci. Cam greu. Cam greu. Nu, deci eu vreau să ajung în locul ăla cu orice preț. N-am fost acolo până acum. Prima dată când am terminat, l-am terminat așa, în fugă. Imediat, pac, pac, pac.
Da, acum o să ajung acolo. Mă predau. Bine. Dacă nu îmi cereți să mă predau sau nimic, atunci merg mai departe. Dar pe aici nu e un loc, mă, de ascuns. Căcat de joc. Șmecher. Uite boschetul ăsta, bă. Dacă chiar te piși, mă piși eu pe tine. Asta e poliția română. Proști ca noapte. Mai poliția română poate să fie așa de proastă. Ia uite. Proști, proști. Proști ca noaptea. Bă, dar unde v-ați spus? Eu ies. Dacă se întâmplă să vă... Opa, opa. Eu v-am zis că sunt proști ca noaptea. Ochelaristule, dacă mă dai în gât... Da, tu te omor. Hai, mai aștept un pic. Asta e nașpa, că acum nu pot să mă uit la... La o persoană pe-n dulap cu al șaselea simțăm. Bă, dar unii morților sunt ăștia, mă? Ori ochelaristul ăsta, mă, mi-a zis mie ceva. Da? Ce ai vrut să faci? Șmeche. Ești o mascotă. Am și lanț de aur. Hai că e bine. Duce la manet. Uite, o îmbrățișare de urs. Ce frumos ești când ești mort. Pe aici mai e ceva? Asta e șmecherul ăsta, benzină. Creăm o nouă diversiune. Și o sticlă. Cu sticla nu cred, ce niște diversiune. Dar, în schimb, benzină. Ia, să vezi ce le facem ăștia. Fac. Bă! Nu pot să cred. Nu-i aia de benzina mea, mă. Bă, ce panaram. Altceva pe aici? Ce asta? Oh, iau ce șmecher, mă. Bine, mă predau. Bosulică, mă predau, gata. Hai, vino cu aia. Hai, vino, nu-ți fac. Oh, scuză-mă, ți-am făcut rău. Vreau să zic că nu-ți fac rău, dar... Am mințit. Ia să băgăm încă o mortăciune aici. Te aruncăm în dulap. Bă, l-o stai mult, îmi mai place să îmbrățișezi oameni. Bun. Ia să vedem. 6, 7. Păi, dar nu mai știu care era ținta mea. Era undeva pe aici, dar nu mai știu dacă am tâmpenia aia să vedem dacă îi dăm dificultate mai mică. Normal. Băi, nu s-a poate. Nu, trebuie să ajungem în același punct. Dacă ajungem repede acum, dacă știm unde să ajungem și ce să facem. Se am deschide-te. Spune-mi cine după ce s-a deschis. Hai. Păi, da. Nu, că ăsta e prost. Păi, ești prost, mă, ești asasin proiectul, dar ești prost. Știi ce înțeleg eu? De ce toți asasinii sunt chelioși? Asta nu pot să înțeleg. Și acum ăla trebuie să mai ia cu Sir. I want to suck you. Yes. Stay here. I need your dick. Ah, n-a spus asta. Vreau să mă omoare. Păcat, prea târziu. Ai, uite un fraier mă ăla de aia, uite de aia.
Pam 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 pam. Fraiere, fraiere, te-am păcălit. Bă, da, mă enervează că ăștia-s cam greu de cărat. Eu ce fel face să deși chip? Băi, bicicletă proastă. Ce-s mă rupt? Cu gura deschis. Vrea să mă sărât nebunul. Nu, nu, nu. Hai că-ți mai băgăm un partener. Ți-l bag pe gangsterul ăsta de... Ia, ia, vă iubiți? Ia, un șmecher și femeia lui. Oh, oh, oh. Ia, ia, ia să mai vedem o dată. De milioane. Nu, mai vreau o dată să mai văd. Nu mă deschid, nu mai poți mă să deschizi dulap? S-au ascuns, să știi, sau aia. Trebuie să le lăsăm și lor intimitate, nu? Deci, e simplu. Acum, uite, nu pe ăla, mă, pe care trebuie să l-am pușcă. Uite ținta. Uite ținta. Ce v-am zis, că dacă îl joci pe normal, îți arată asta. Să nu vine un boschet de asta la noi. Totul e limpede și curat și limpede. Ups, ți-ai luat-o, fraiere. Să ne ascunem noi aici un pic. Mai dăm și noi pe stealth-ul. Bă, dar din pomisă. Da. Vedem acum pe unde merg fraierii. Să vin un bou aici, că se văd flăcările alea. Urâți sunt ăștia. Sunt urâți ca polițaii din Azerbaidjan și inteligenți ca români. Ca polițaii români. Toți care i-am întâlnit nu le-a dădea mai mult de 4 clase. Dar în fine, asta e partea a doua. Hai mă, ieși morți mătii aici, ce faci? Te joci? Te îngătu, mătii. Bă, dar ce fel stă unul să crede să am... Ismail, ha, tai-o. Oh, bă, ce eu aș două. După aia mai vin tărtanii ăla. Hai, du-te, trăiți-ar familia, du-te. Du-te, du-te. De capul meu. Azi ieșutem morții, mătii. Boschet. Înrăit. Să ne uităm pe camera, plecat ăștia. Nu văd nimic. Aici, nimic. Bă, ăștia tot mai stau aici, mă? Ce jucăuși sunt nebuni. Păi, dar cum făceam să ne dispară armii? Ha? Gata. Tam taram tam 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 tam. Nu eu am fost ăla. Ia să mă întâlnesc să mergem. Wow, wow, wow. Ah, ce mă spoliți. Da? Nu au ce să-mi facă pentru că... nu știu dacă eu am fost. Îți deghizat. Unde trebuie să ajungem? Pune-a pe aici? Ce aici? Suntem la MasterChef. Bun venit, dragi prieteni și invitați. Astăzi nu știu ce facem astăzi. Ia să ne... Am pe ușa aia trebuie să mă... Ce latră? N-ați drăguvaniile alea. Chinatown.
Băi, al naibă ăsta și cu Jennifer Lopez, care să mai schimb într-o secundă. Hai că nu-mi plac intro-urile astea. Hai mă, dă-i o grasul ăsta puturul ăsta, dacă eu dai. Hai să mergem. Am primit? 32.000 de puncte. Bun. Veteran. Sunt și de ala dacă nevoie. Continuous. Cred că e mai bine că jucăm pe normal ca să-l vede și voi toată splendoarea lui. Jocul. Păi dacă vreți să vă spun povestea, ceva de genul simplu. Agentul 47 este un criminal, de fapt un asasin, plătit. El lucrează pentru o firmă, nu știu cum o cheamă, pe firma aia. Și ăștia la un moment dat își dau seama că una dintre asasinile lor i-a trădat. Îl trimite pe ăsta să rezolvi treaba. Ăsta o omoară pe aia, dar ultimele cuvinte ale femeii orea este ceva în genul că corporația, dacă pot să-i spun așa, sau firma asta privată de asasini, mai deține o fată și face experimente pe ea pentru a ajunge și ea tot la fel un asasin de stare renumit, dar ea are și anumite capacități. Ăsta o ia pe copila aia și intră în război cu firma, corporația de asasin, cum vreți voi să spuneți. Și cam asta e tot. Și de aici vrei să războiești cu ea. Vrea să-l omoare pe capul clanului. Băi, te-ai tăiat, te-ai bărbierit în cap și te-ai tăiat. Nu, de fapt, nu s-a tăiat când s-a bărbierit, ci s-a tăiat când și a scos codul ăla după cifrele, era un fel de nume secret. Sfânt, ce mai facem și noi pe aici? Oh, țără noi ăștia, am uitat de ei. Să mor tu că nu mă lași. Nu mă, tu. Bă, dar ăsta, bă, da, pistolul meu, ce mă ăsta? A, încă ceva ce am uitat să zic. Ai la viață acum. Te lupți cu ăștia. 7 zile din 7. Îmi place arma ta. Prieteni, îți vreau armă. Mulțumesc. Ups, mai bine că am murit, că nu făceam misiunea pe armă. Chestia care eu încerc acum să iau... Să-i și omor pe ăștia pentru că vreau să iau cât mai multe puncte. Cu cât te costumezi mai mult, cu cât faci mai multe chestii. Ia, hai că intru. Băi, ești nebun. Cine ești? Te bă de aici tu. Bă, da, urât e asta. Uite-l pe ăsta, cocoșatul la Notre Dame. Urât mai ești, băi, Van Damme. Sir. I need you. Să mor tu că tu vrei să dai în mine. Bine. Tu ai vrut-o, eu n-am vrut să trag în tine. Și tu ai vrut-o. Bă, da, babo, vino-n coa, pentru că ești urât, te pedepsesc, vin. Na. Ups, 3000 mi-a tăiat pentru baba aia. Bă, și tu ești urât, dar păi nu te mai... Să mă deghizez și eu.
nu mai mă las nici cu point and shooting cu măta. Să luăm așa, mai facem și eu. Aroganță de asta. Trebuie să luăm liftul, pare-mi se. Să mă duc pe jos, să mă știu cum era misiunea asta. Uite câțiva urâți. Pac, ai murit. Pac, ai murit. O, ce bine. Ai vrut să-i care trebuie. Tam, tararam, tam, tam, tam. Sincer, chiar nu-mi plăcea costumul. Oh, oh. Pam, 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 pam. Pam. Hai că le-o dăm cu pistol. Asta îmi place la jocul ăsta, că simți că e un avantaj asupra lor și chiar contează avantajul care l-ai. Contează mult mai mult decât credeți. Bă, ești nebun ăla de sus, mă vede, dar ce, mama umidă? O țără noi, pac, 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 pac. Băi, prieteni, să lăsați și voi un comp să-mi spuneți cu ce vă doriți să vă aducă Moș Neculae. Asta am uitat să vă spun, dar cred că o să fac un videoclip special. Da, cred că o să fac un clip special în seara asta. Ce v-ați dori voi de la Moș Nicolae? Acum nu știu cum o să fie. Dar mă enervează țăranii ăștia. Deci o să facem un gameplay mai scurt. Hai să fugim de idei în spanac. Toate cum îmi place să mă războiesc cu ei, dar nu... uite-mă, mă plângeam că nu-i găsesc. Foto, bă, mama voastră. Gata, nu-mi place costumul să s-a uzat. Să moară mătă. Păi ce mă îmi place să-i omor pe ăștia. Pac. Hai să vedem, mor în tot hotelul. Asta o să fie misiunea. Bă, dar tu cine ești, mă? A cui ești tu, mă? Băi, te-ai... Băi, dar n-aș cum poți să le dau un pumn în cap la ăștia, în gură, oriunde să le dau un pumnișor. Ia mă, ia. Bă, dar... Bă, cocoșatul, naibii, dar tu... Dai alarma pe aici, fugi, cinte creste, crezi mari jmechi, te îngătă un măt, dar mamă, să zice butelii de asta în cap îi dau. Uite, mă, n-are niciun efect, ce mecanică de joc, da? Nu-mi place chelia ta. Bă, toți vă omor de vă. O, da? Sigur, prieteni, sigur. Cred că o să facem și un gameplay, un, nu știu, vedem, cu Max Payne. La e mult mai distractiv când e vorba de împușcături. Să zicem, poate mai găsim vreun țăran de asta. Ăștia sunt țărani. Oh, ce-ai făcut, tataie? Te-ai lovit? Să aruncăm cu fior de călcat în ei. Să ia, uite pe baba asta urât. N-aș pa că nu pot să mă deghizez în ei, e? Nu merge. Hai, te ducem la un viol. Hai să te dăm la câini. Sau te ducem în Amsterdam. Băi, dar nu se poate, dar nu se poate. O, ce fel a sărit ăla. Eu am schimbat periculos asta, pistoalele. Dei, nu și nu și nu. Ce faci, bă? Păi ce urâtul ăsta nu se schimbă? Tu zgâtul, măte. La hainele tale oricum vreau să te las în chiloți. Uite, hai să-ți dăm o ultimă gagică. Unii baba aia urât. A, uite. Bă, bune, mă. Cu o babă. Hai să spunem baba pistea.
Bă, ce pupangiu de om. Bă, e nasul la tățigă. Ce ochi a făcut? Bă, e de... Și uite la aia ce fel îi face mult. No, că nu se poate. Dar ce aveți, mă? E la piciorul? Nimic. Mâna, e cu mâna. Asta nimic, a? Asta vă mai aducem un prieten. Bă, dar unde s-a dus el? Boschetarul. Boschetilă? Vino mă încoa. Bă, dar ce noroc ai avut bulan. Tău, nu l-am mai avut și azi. Hai, lasă că lăsăm pistolul ăsta. Bă, e foarte distractiv să omor pe ăștia. Ăștia sunt numiți cretini. Nu pot zic că i-am lăsat creierul pe perete, dar... Un pic de sânge. Ia hai mă și tu aici. Da, 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 hai să facem un morman de cadavre. Ia să vedem. Pac. Te uite-o pe aia, fă, dar ce? Și urâtă și-a dracu. Uite-o. Ne. Da, aș vrea să sar pe ei, dar în jocul ăsta nu merge să sări, asta e nașpa. Să-mi pot să arunc ceva în voi? Hai nici jegoase. Îmi puțiți americani ăștia. Ia să-mi cui dăm cu statueta în cap. Bă, lua asta că e urâtă rău. Ups! Eroare. Eroare. Hai că mai omorăm câțiva și... Mai că ajunge joaca asta. Bă, ăștia nici nu pot să chem liftul, mă? Ce-mi place cu șurubența. Băi, deci pe ăștia pot să-i omor super șmecher cu șurubența. Arunci cu șurubența în cap, în ochi, în unde vrei. Ne ascundem. Vino mă cu a. Ftus cristelnița a mătii. Dar vino mă cu a. Băi, brontozaurule. Hai, bine. A? Nu, tu nu. Nu ești ăsta. Sau ești? Ăsta sigur. Ăsta sigur. Ce-ai făcut, prietene? Te-ai ales cu șurbenț în ochi? Băi, da, nu vreau să merg cu lift. Vreau să mai omor un pic aici. Nervează țăranii ăștia care să dau șmeche. Bine, nu sunt țărani care să dau șmecheri, sunt șmecheri. Să ne iau. Care mai dorești, care mai poftești? Bă, da, dacă mai dau o dată de tine, pe bun, dacă nu te omor și pe tine, te iei în gâtul, măti. E, fleșcă. Eu de radio am nevoie. Mai e pe aici cineva? Bă, dar pe ăsta, pe bun, dacă nu-l omor. O te bagul cum a ieșit. Ah, cuțit mai șmec. Care mai dorește un omor? Care mai poftește?
tam tararam tam tam. Nu fugi că fugi degeaba. Încă un am omorât. Mamă, suntem pe minus cu punctele. Șmecher. Mai e vreunul pe aici? Hai mă, bă, dacă nu omor tot hotelul ăsta, nu fac nimica. Nu vreau șurubeniță. Bă, dacă am puțini oameni. Puțin rău. Am pe cine să omor? Trebuie să omorăm? Nici ce asta se merge, mea. Ce aici? O gură de aerisire, vai. Avem și brichet. Toate că suntem nefumători. Nefumători, pardon. Era unul odată aici, se pișea. L-am omorât. Se pișea pe jos, cretin. Bă, dar nu mai fustangii de ăștia speriați. Ce-i ăsta? A, să mă deghizez că citesc o clientă. N-am. N-am nevoie. Hai că merge la misiune, deja. Nu mai sunt decât fustangii de ăștia, frate. Ar trebui să mă deghizez într-un constructor. Da, da, da. Îmi stă bine cu casca pe Kelly. Așa să vede când am păr și să sperie lumea. Da, hai să ne luăm o căscuță. Nu. Dar și că a venit Crăciunul, toată lumea e pe jos de fericire. Vai. Tu da. Acum, oficial, ești în curul gol. Lucrez la electrică. Șmeche. Cam asta face statul. Ce fac și eu? Omoară oameni și după aia lasă în curul gol. Ce face ăsta, mă? Bă, și lifturi proaste au țăranește. Și să mai dau și șmecher. 64 de grade. Da, am culorile cam dat încet la carcasă. Dă un pic mai tare. E și destul de cald în cameră. Temperatura în carcasă e cam vreo 35 de grade, deci nu e mare temperatura, culorul își face treaba. La 35, la 64, având în vedere că este cam 80% în load. Țărani de omorât. Nu, că ai fost, îmi place. Dacă n-aveai fustă, te omoram. Tu? Bă, tu ești cam panoram. Nu-mi plac panorame. În genunchi. În gen... Fă, dar în genunchi am zis, n-auzi, te morți, mărți. O, da. Sigur. Da, prieten. Da. Alții? Și tu. Mai sunt? Hai că vreau să bat un record. Nu mai sunt. Vrei bărbați? Hai că îți dă neafanii bărbați. Hai, fănică. Vino încoa. Ia. Vrei bărbat? Uite bărbat. Bă. Ce faci, mă? Na, bărbați. Ai vreo bărbați? Băi, ești nebun. Mi-a stricat fățuca. Mi-a stricat mecla lui ăsta. Deci lui ăsta i-am tras cu dita mai shotgun în față și lui nu i-a explodat decât un pic. Hai să mor tu. Eu sigur nu mor. Și tu să mori. Băi, frere, am jucat Call of Duty. Am jucat Battlefield. Le mai am și un pic cu trasul.
Prieteni, dacă aveți chef de un joc online, orice, mașini, FPS, orice. Hai că m-a omort un țăran de stres, omor tot hotelul și după aia terminăm toată nebunia. Deja văd că 40 de minute de gameplay. Destul de mult. Sunt curios cât îmi va ocupa și pe faptul. Bănuiesc deja am 100 ciga. Dacă nu mai bine. Țărane mori. Țărane mori. Țărane mori. Băi, n-am ceva cu țăranii. Da, așa le zic eu la ăștia, că sunt mai cocalari de felul. Trebuie să înțelegi. Totu? Tu, nebunul. Tu. Bine. Dacă tot urât ai fost, nu ce să fac. Ia să ne vine vreunul. Sunt aici. Ha. Scoatem pușcociu. Mori morții mătii. Mori morții mătii. Luăm pistolașul. Mori morții mătii. Mori morții mătii. Mori, mori, mori. Bă, dar ce... Și unde a apărut să-l am? Eu zic ajunge, prieten. Ce să vă zic? Spor la gameplay-uri și la jocuri și la tot ce vreți voi, numai bine.